Am început un apel, da? A recadat 4 aprilie 2013 și nu pot să nu vă spun să fiți atenți la ceea ce sigur nu e o coincidență, cunoscându-l cât de cât pe domnul Barbu Olănescu, cred că a pus la cale lucrurile ca să fie așa. Prima amintire din carte e 4 aprilie 1944, ultima zi a unei copilării fără griji. Vă rog, domnule. Nu știu ce să spun, pentru că îmi rămâne foarte puțin să spun după toate cele auzite. Dar un singur lucru îmi vine în cap acum. Aș pleca repede să-l aduc pe cel de care s-a vorbit până acum. Pentru că mă pun în postura de a vorbi pentru el. Nu mă recunosc. Refuz să mă recunosc, este o idee greșită care și-au făcut toți cei care au vorbit înaintea mea. Încă o dată, le mulțumesc pentru bunele intenții, mulțumesc doamnei Bodea pentru primire, mulțumesc Oana și nevestii mei pentru împingerea care mi-au făcut-o spre scris. Recunosc că e prima dată că scriu și mai recunosc un lucru. Am spus ceea ce am văzut. N-am tras nicio concluzie. Nici în bine, nici în rău. Dar m-am simțit obligat să spun ceea ce am văzut, ceea ce am auzit. Concluziile le trag cei care citesc. Între cele spuse, am mai spus și niște lucruri. Să sperăm că vor fi citite. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Mai mult nu mai am de spus. Domnului, mă personajului absent. Am uitat să spun. La această acțiune am ținut să fie prezentă și mama mea. Aceasta este o haină pe care a primit-o mama mea acum 100 de ani, pe care a purtat-o, pe care a purtat-o în pușcărie și după ea în pușcărie, pe care am purtat-o toți când nu aveam decât o singură haină și era aceasta, și pe care am scos-o din dulap o zi înainte să vin în țară. Și care este haina după copertă datorită doamnei Bodea. Domnule Olănescu, acum o să vă rugăm să dați și autografe în numele autorului în care spuneți că nu vă recunoașteți. Vă rugăm. Vă mulțumim foarte mult. Să știți că lansările cu Manica să continuă, chiar dacă timpul zile.